Da. Și acum să facem inducție, ce? Da. E comandă, nu? Comandă. O facem că elevul nostru, stăpânul nostru. Clasa 11, elevul. Elevul în clasa 11. Cred că e elevul acela de înainte sau altceva? Nu, e altceva. Altceva. Bine. Uite, mă bucur că ai antrenat și pe alți copii care se uită acum la Prof. Online TV. Să o facă cât mai mulți. Astăzi m-a sunat cineva și din Oradea, care e o fetiță, în clasa 6, și a spus, urmăriți lecțiile cu Prof. Online TV la 5:30 încep. Și vezi, avea foarte bine. Așa și la clasa 10-a, cât mai mulți colegi, antrenează-i. Dar numai de-a 10-a, vă vorbim și pe așa 12 lucruri care le facem, cei mari trebuie să știe să le facă, nu? Pentru bacalaureat. M-am uitat, astea au fost simulările, și m-am uitat pe subiecte, și la subiectul 1 erau vreo 3 chestii care erau legate de material clasa 10-a. Ceva cu număr complex, și după nu mai erau vreo 2 chestii acolo. Da, păi, simulările trebuie să le vezi ca o, să spunem, o treci în revista cât ori mai multe noțiuni din anii în urmă. Da. Așa, de la 10 acolo, la 10, 11, 12, se pot uita toți pe Prof. Momentele. Nu numai colegi de țări la clasă. Și de la 10, de 11, de 12, da? Hai să vedem, era așa. 2 la 6 N plus 1. Deci 2 la 6 N plus 1, plus... Plus 3 la 2N plus 2. Așa. Să se divide la... 11. 11. Pentru N egală cu 1, e un predicat ăsta, pe de N, da? Adică depinde de N. Sunt pentru cazuri particulare. Verificare, îți amintești, nu? Da. Verificare. Prima etapă. Pentru n egal cu 1, devin p de 1. P de 1 va fi 2 la 7. Da, 2 la 7 plus. Plus 3 la 2. 3 la 4. Da, 3 la 4. E egal cu capul, da? Păi 2 la 6 era 56. Nu, 2 la 6 nu 56. Doamne, 64. 2 la 6, 64. 64 era așa. Da. 64, 100... 128. Plus 81. Da. Că 3 la 4, 3 la 2, 9, 9, 9, 81, da? Da. Și face cât? 200, 1 și cu 8, 9, 0, 2. 209. Da. 209 sunt parte la 11. Da. Ia să vedem. Să vedem. Dacă e multiplu de 11, asta da. Vezi, da? 209. 11. Da, da, 19. Deci, egal 19 cu... 19 ori 11. 19 ori 11. Adevărat. Deci, concluzia este că P de 1, adevărat, da? P de 1 egal cu 2, ar deveni P de 2, 6 la 2 la A 12 până 13 2 la 13 plus 3 la 4 și 6, 6. Da? 2, 3 la 6 egal cu 2 la 13 păi numai 2 la 10 fac cu 1028 nu, nu mai fac ce calcul. E calculul nevoios, e greu. Să zicem că am mers până la ordinul K și partea a doua, demonstrația, este esențială. Da. Da? Deci, cine are timp, poate să facă calculul cât este 2 la 13, că e 2 la 10 ori 2 la 3. Da. Și dă un număr. 3 la 6 dă un alt număr. În final, un număr număr foarte mare, care împărți la 11, sigur, în partea exactă, da? Da. Și o va vedea. Și trecem la etapa a doua. Demonstrația. Adică demonstrăm că pasul următor este bun. Pentru colegul tău și pentru toți cei care ne urmăresc,
Povestea este asta. Să arătăm că pasul următor e bun. Adică putem să mergem noi până la 100, muncem aici. Că tot timpul ne întreabă cineva. V-am povestit, am povestit când am făcut poziția. De Gigel care mă întreba. Da, pasul următor e bun. Și asta era problema lui. Și dacă făceam eu, mă întreba. Da, următor e bun. Și atunci am hotărât să arăt că pasul următor e bun. De fapt, am trecut la demonstrații, da? Da. Și presupunem că am mers din aproape în aproape, până când am obosit, până la ordine, da? Presupunem că FDK adevărat. Adică am mers până acolo, până la ordine 3, 4, 7, 9, da? Adevărat. Adică ce înseamnă că adevărat? E adevărat că 2 la 6 K plus 1 plus 3 la 2 K plus 2 este divizibil cu 11. Egal cu 11 ori 1 pe. Okay. Este 11 ori 1 pe. E adevărat asta. Ne întrebăm. Pasul următor e bun. FDK plus 1 este adevărat. Adică pasul înlocuind pe K cu K plus 1 se va mai împărți. Ce înseamnă pe de K plus 1? Să vedem. Pe de K plus 1. 2 la 6 K plus 2. 2 la 6 K plus. Plus. Pe loc de K trebuie să vezi aici K plus 1. Și 6 este. 6 K plus 7. 6 K plus 6 și cum 6 K plus 7, da. Așa, da. Plus 3 la 2 K. 2K plus 2 și 2, 4. 4, corect. K plus 1, 2, 2K plus 2, plus 2, plus 4. Da. Plus 4. Egal cu 11. Dacă este egal, semn de întrebare, dacă va fi egal, tot cu 11, nu tot pe oriunde pe 1. Pe 1, da. Așa trebuie să facem. Și plecăm membru stâng și lucrăm. Deci 2 la... Îl scriem ca 2 la 7 ori 2 la... Nu, 2 la 6 K, luăm tot așa, 2 la 6 K plus 7. Da, 2 la 6 K plus 7. Plus 3 la puterea... 2K plus 4. Este egal cu... Tragem cu coada ochiului la forma în care e scris aici. Dacă avem 2 la 6 K plus 1... Așa se scrie și noi. 2 la 6 K plus 1. Adică pe 7 să-l scriem ca 6 K plus 1 plus 6. Da. Deci pot să scriu 2 la 6 K plus 1 plus ori 2 la 6, o să scriu. Da? Scriu 2 la 6. Plus... 3 la 2. 2 K. Plus 2... plus 3 la 2. Ori 3 la 2. Or, da, ori 3 la 2. 3 la puterea 2 K. Plus 2. Ori? 3 la 2. Nu? E cam tot. Muncim. 2 la 6 face 64, mă așa zis, nu? Da. Deci vine 64 ori 2 la 6 K plus 1 plus 9 ori 3 la 2 K plus 2. 3 la 2 K plus 2. Și calcul. Hai că 2 la 6 K plus 1 să scoatem de aici. Din relația știută, adevărată, da, înseamnă că 2 la 6 K plus 1, 2 la 6 K plus 1, putem să scoate și 3 la 2 K plus 2, dar scoate pe ăsta. Da. 2 la 6 K plus 1 egal cu 11 pe... Minus 3 la... Minus 3 la puterea 2 K plus 2. De acord, da? Da. Și acum, egal mai departe, oriunde văd 2 la 6 K plus 1, pun 11 pe minus 3 la 2 K plus 2. Și asta am. 64 pe 11 pe
minus 3 la 2K plus 2. 3 la 2K plus 2. Plus 9 ori 3 la 2K plus 2. Am închis paranteza, nu? Da. Închidem paranteza. Plus 9 ori 3 la 2K plus 2. Plus 2. Și la mai departe cu... Desfacem paranteza. Vine 11... Nu, nu. 11 ori 64. Dați cu 11. Da. 11 ori 64 ori 3. Minus 64 ori 3 la K plus 2. Ori 3 la 2K plus 2. Da, 2K plus 2. Da, plus 9. 3 la 2K plus 2. 2K plus 2. Și e cam mai departe, să vedem cum lucrăm. 3 la 2K plus 2 și 3 la 2K plus 2 fac scăderea. Din 64 scăzi un 9, fac 55, nu? 55, minus... Deci egal cu 11. Oare 64... P. P. Minus... Minus 55, ori 3 la 2K plus 2. Și egal mai departe, cu 55 înseamnă 5 ori 11. 5 ori 11. Deci vine 11, ori 64... P. Minus 5 ori 11 ori 3 la 2K plus 2. 11 ori 3 la 2K plus 2 și dau mai departe. Este 11 un factor comun. 11 pe lângă 64 minus 5, 64 pe, minus 5 ori 3 la 2K plus 2. Pe ăsta notăm cu un P1. Pe 1 notăm paranteza asta și ne ieșim că este egal cu 11 pe 1. Adică am arătat că numărul de ăsta, trecând pe K în K plus 1, se scrie și el la rândul K 11 ori. Da? Ca fiind 11 ori în alt număr. Deci, într-adevăr, P de K plus 1 adevărat. Adică se scrie tot așa, ca 11 ori, da? Da. P de K plus 1 adevărat. Vede K plus 1 adevărat. Dar în dezvoltarea, în demonstrația lui P de K plus 1, de cine am folosit? De P de K. De P de K. Atunci, deci P de K știut adevărat, face ca și următorul pas să fie adevărat. Și următorul fiind pas înseamnă, adevărat înseamnă următorul este adevărat. Da. Și tot așa următorul adevărat înseamnă că adevărat tot timpul. Deci, practic, în demonstrația am arătat că P de K implică P de K plus 1. Asta este. Deci P de K face ca și P de K plus 1 să fie adevărat. Și acum, din cele două etape, 1, verificare, și 2, demonstrația, dar demonstrația asta este P de K implică P de K plus 1, din cele două, rezultă că P de N oricare ar fi N natural. Da? Pe N adevărat. Adevărat. Da? Indiferent la ce e neoprim. Și cu asta am demonstrat prin inducție că are loc divizibilitate. Deci, să ne înțelegem. Inducția are două etape. Verificarea și demonstrația. În verificare facem acești câțiva pași. Pentru că s-ar putea să fie o trăsnaie și cineva să ne-o dea, să ne apucăm să muncim și să fie falsă. Da. Și atunci, după ce am verificat câțiva pași și am văzut că e adevărat în cazuri particulare, trecem la etapa a doua, care e esențial, și anume, presupunem că am mers cu verificarea până la un anumit ordin, chiar doi să fie. Da. Și iată, e adevărat până la ordinul acela și demonstrăm acum că pasul următor e bun. Adică demonstrăm că al treilea e bun fără să-l facem. Da. Și noi când spunem P de K, înseamnă un K oarecare. Da? Într-o anumită poziție, până la ordinul la care am verificat noi. Știu, până unde ne-am dus. Și dacă demonstrăm că pasul următor e bun, pe baza acestui an, folosit P de K. Uite că am folosit P de K, că am scos din adevărul ăsta am scos 2 la 6 K plus 1. Da. Atunci, da, în clipa în care arătăm că pasul următor e bun, înseamnă că demonstrația curge de la sine și următorul e bun și următorul e bun și atunci ne permite să redactăm așa.
verifica și PDK e PDK cu sunat de demonstrația, înseamnă că PDN, indiferent la ce N, ne-am oprit. Asta e mezul inițiat. Da. Dacă se înțelege, avem șanse să putem să-l folosim la divizibilitate, la sume, la inegalități. Deci inducția este un instrument de lucru pe care tu l-ai la dispoziție și ori de câte ori de dovedit o propoziție de aceasta care să devină universal adevărat, adică indiferent ce e, un predicat de fapt este, apelezi la șmecheria asta care tu ai, tehnica asta de lucru, inducția matematică și te descurci. Așa, dragule, cel care ai atenționat-o pe Andreea, spun așa, inducția este de folos în foarte multe situații, iar la aceste greșeli s-am dus prin inducție. Eu mă gândeam să fac pe inducție, așa mă gândisem, dar a fost inițiativa ta. După ce l-am scris noi pe 9 ca fiind da, 11-2, am zis, hai să încercăm acum ce a rămas bucata aceea, să facem rost de 11. Și a fost 54, da. 64, tot așa, minus 9. Da, 64 la N, minus 9 la N. Asta e, 64 la N, minus 9 la N, că ai avut tu ideea de a zice 2 la 6 N, ca fiind 2 la 6 tot la N. Și acolo m-am depărtat de ideea mea cu inducția și am mers pe ideea ta. Deci vezi, de nou, profesorii adevărați, chiar dacă au o idee în minte și își propun să facă ieșițul după o anumită idee, trebuie să facă imediat pasul înapoi, dacă din clasă a avut altceva o idee. Și eu am făcut-o deseori. Foarte des am făcut lucrul acesta. Totdeauna am făcut. Așteptam și dacă se întâmpla să fie o idee mai deșteaptă ca a mea, recunoașteam pe loc. Și știi de unde mi-a venit asta? Andreea, eram în clasa a 10-a, ca tine. Și profesorul meu de fizică a fost... Aș probabil că e profesorul tău de fizică, el vorbește de profesorul meu. Știu. Așa. Și profesorul meu de fizică sesizase de la bun început, din clasa 9-a chiar, că eu aveam o putere formidabil de mare de a pătrunde și a simți fenomenul fizic. Și el, sesizând chestia asta, a început să prindă teamă, în ghilimele de mine. Da. Și atunci, în timp ce preda, se uita fix la mine să-i dau ok-ul, ca să meargă mai departe sau nu. Deci eu, cum să spun, fiecare cuvânt, fiecare, totul era monitorizat de mine. Simțeam foarte, foarte bine toată povestea pe care o spunea el acolo. Și având complexul ghilimele în legătură cu chestia asta, a venit momentul într-una din zile să-l surprind în clasa 10-a cu chestiune care spunea la mecanica fluidelor, parcă, sau ceva așa, cu stratul superficial, mi-am amintesc că a prin vis, spunea el, trăsnaie acolo. Și a spus, stop, nu. Și am muțit toată clasa. Nu a mai respirat nimeni. A zis, domnul profesor, nu așa, ca clasul profesor. Nu era atunci, acolo ia fenomenul așa. Și am spus eu, nu știu ce, el era paralizat. Da? Nu îi se întâmplase niciodată, probabil, în mod sigur îi se întâmplase. Și copiii o simți nevoia să-l scoată din, colegii mei să-l scoată din situația delicată. Și atunci încep să-mi spun, stai mă jos, te-ai găsit tu deștept acum să spui tu, nu știu ce, stai jos acolo, băi, stai mă, nu știu ce. S-a creat un vacan în clasă. Și eu am plecat din bancă, direct la catedră la el,
Și am stat și am o sfert de oră, mai cu el de vorbă, în vacarmă, care era în clasă, toți erau șocați cum se duce să-l dai profesor, ora să o dai peste cap, în sfârșit. Și după 3, 4, 10 minute când ai stat acolo de vorbă cu el, și liniște! Ursul are dreptate. Îi mulțumesc pentru curajul pe care l-a avut și îi promit că de acum am să predau lecția așa cum mi-a spus el acum. Am strecat această greșeală, nu mi-am dat seama, am predat-o an de rândul așa, în stilul ăsta, promit să nu mai predau deci încolo. Are dreptate, îți mulțumesc încă o dată. Fără aer erau toți. Fără aer. Din clipa aceea, Andreea, nu m-a mai socotit ca fiind elev al clasei, ci colaboratorului. Și iată cum mă tratează din momentul acela. Mă căuta la clasă, când nu aveam ore, și îmi spunea, zice, uite, aseară m-am chinuit la o problemă din gazetă, era Gazeta Fizică și Chimie, m-am chinuit mult mai. Nu mi-a dat. N-am reușit să fac. Vrei să te uiți și tu? Ai, da. Nu să nu mă uit. Puteam să am teza tu azi. Puteam să am... avea importanță. Toată noaptea stăteam pe problemă de aceea, pe problema aceea, să o fac. Nu mi se întâmpla să o fac de fiecare dată, să ne înțelegem. Erau... Și când o reușeam a doua zi, mă căuta îndată și eu încercam și stau în cale ca să-i dau soluția, era o bucurie în sufletul meu imensă, imensă. Și în clipa în care mă întâlneam și spuneam, uitați așa, 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 am făcut așa, zice, ah, fain, excelent, bravo, ești mai tare ca mine. Aceste lucruri mi-au dat tare și am ținut minte. Nici acum nu cred că el chiar nu știa. Poate el avea instrumentul matematic mai bun. De aia. Poate el greșea la calcul, ceva așa. Dar cert este că mi-a plăcut formidabil tare. Iar eu, la rândul meu, când am devenit profesor, am făcut acest lucru. Deci, când mi se întâmpla ca un elev să vină din clasă cu o idee mai bună ca mea, făceam zope soluția mea și arătam cât de frumoasă trăiam bucuria aceea extraordinară a soluției date de ele. Pentru că mi-am amintit ce bine m-am simțit eu când profesorul m-a tratat așa. Și mi-am dat seama că ce aripi, dar ce anvergură a aripilor se deschide pentru el când a reușit să depășească profesorul. E spectaculos. Este nemaipomenit. De fiecare dată a făcut așa. Tot cu clasa 10, iată, îmi amintesc, apropo de asta, zic și pe asta și pe mă. Și pe unul cred că ne oprim, că sunt epuizat. Eram la un liceu de petrol, acolo la Măieșin, în asta 24 de ani. Și la un moment dat, o colegă de-a mea după ce de maternitate și s-a împărțit catedra. Și mie mi-a revenit o clasă de-a 10-a, eram în al doilea, al treilea an de învățământ, al patrulea, nu știu ce să zic, ori în primii ani, eram tot timpul cu batista în buzunar, să-mi ștergeam roboada de transpirație, pentru că munceam la clasă formidabil mult, dădeam tot ce aveam mai bun, era și el anul acela și dorința aceea să mă fac înțeles, în sfârșit. Și acum ardeam de răbdare să intru la clasa aceea, să mă întâlnesc copiii aceia, să-mi spun, te abujează să se vestea că profesorul Ursu face, iată, nici mai bine să spun profesorul Ursu, prof online, zic așa, vreau să face niște lecții deosebite de ceilalți, în sfârșit. Și prima lecție, o lecție de geometrie în spațiu, pe vremea aceea special în clasa 10, geometrie în spațiu. Se relua geometria din clasa 8 în spațiu și în clasa 10. Și cum mă străduiam eu în prima lecție și mă strofocam și explicam și mă duceam și la unul și la altul, prin mancă, și tu ai înțeles și tu n-ai înțeles. Să vedem și privirea îmi pică pe unul din ei care stătea așa, bătaie de joc, parcă mă privea, avea și un defect la ochi. Și a avut sentimentul că el nu este atent. Dar tu n-ai înțeles, tu n-ai înțeles, hai să mă repet odată.
Da, ce vrea zice, da. Ce părere aveți următoare soluție? Și îmi dă o soluție mai, Andreea. Spectaculoasă. Nu-mi trebuie să primit așa o idee. Băi, și când am văzut așa o idee frumoasă, am țipat de bucurie. Și pe a mea am făcut-o praf și am spus, ce minune, ce idee grozavă ai avut tu, nemaipomenită. Uite ce bucuros. Acum e primul meu 10 care îl dau. Era primul 10 care îl dau ca profesor. Și mă arăvesc la catalog, a zis catalogul și să-i pun 10. Surpriză, șoc am avut. Corigent. El era corigent, era semestrul, trimestrul 2, pe trimestrul se lucra. Și el pe trimestrul 1 era corigent. Și am zis, cum? Tu? Așa mă gândesc bun să fii corigent? Ce s-a întâmplat? Și atunci celălalt a zis, păi, domn profesor, mai îndrăznea din când în când să vină câte o idee și profesoara, colega mea care, pe care locuiesem, nefiind în stare să înțeleagă ideea și ca să-l descurajeze, stai jos că ești prost. Și punea 3 și 4, 3 și 4. Deci iată cum un copil este traumatizat și este agresat intelectual și este, cum să spune, nu îi se lasă libertatea de a se dezvolta normal. Deci ăsta era un copil care avea posibilitate de exprimare foarte largă, foarte bune. El vrea și altceva. Nu ideea aceea pe care o avea profesoara cu singură soluție. Ea și învăța problema de acasă cu soluția de... Așa sunt majoritatea profesorilor, doamne, când mă gândesc la ce dramă este în învățământ. Oh. Asta sunt. De-aia nu putea să accepte ideea elevului, pentru că nu era în stare să urmărească ceea ce spunea el. Nu și-a asumat riscul ăsta ca să fie lovită cu vreo soluție la care nu putea să pronunțe. Și atunci mai bine nu. Și atunci stai jos că ești prost. Și sancționat. Nu numai că nu l-a lăsat, și l-a lăsat corigent. Că e obraznic. Este o formă de obraznicie intelectuală. Înțelegi? Da. Oh, Doamne. Da, dragi, v-am spus aceste câteva lucruri pentru că în discuția care am avut-o astăzi cu cetățeanul acesta, am înțeles, lucra chiar în poliție, dar m-a surprins formidabil de mult. Fiind în stare să-și urmărească viața în clasa a 10-a, în clasa a 6-a, care avea 9 și 10 la clasă. Nu știu cum îl cheamă, n-am decât doar atât, eram pe stupin, lucram acolo și m-a sunat. Și spunea, zice, ea este bună, lucrează probleme toate acele cu steluță. Dar eu am văzut că nu, la geometrie, zice, nu stă bine pe picioarele ei. V-am descoperit pe dumneavoastră când am văzut problema aceea frumoasă cu dreptunghi și cu triunghi echilateral. Și am zis, opa, un polițist care știe și matematică. Rar să întâmplă asta. Rar să întâmplă. Dar de data asta era o realitate. Omul acesta știa și își urmărea fetița. Așa că îl salut cu și l-am admirat pentru felul în care își urmărește fetița și cum încerca să o poată ajuta. Și zicea, acum v-am descoperit pe dumneavoastră și o șansă pentru fetița mea. Păi de ce voi politicienilor la care am ajuns de atâtea ori? Am ajuns, deci le-am spus, există proful online. De ce nu spuneți în gura mare ca să aibă șanse toți copiii? Cei care au acces la internet. Că sunt și marea masă a celor care nu au acces la internet. Pentru ei am găsit și pentru ei o soluție. DVD-urile care putea să ajungă la fiecare. Dar nu se vrea. Clasa politică care e atât de rămasă în urmă, vedem tot ce se întâmplă, câtă mizerie este, nu dorește ca generația care vine să fie educată, să aibă șanse, să poată concura, să spune pe piața muncii mâine, când rămânând tot timpul în urmă, ceilalți se duc în sus și noi rămânem tot piață de desfacere. Așadar, dragilor, din această luptă continuă împotriva sistemului, s-a născut proful online. El face ceea ce v-am povestit acum, nu simpla rezolvare, ci și partea asta de
o altă atitudine, un alt comportament în fața problemelor și un om în stare să gândească în situațiile dificile ca problemele acelea pe care le-a rezolvat să le poată rezolva. Ne oprim aici, Andreea. La revedere, dragilor!